se consideră funcția f definită per cu valor în R, f de x egală cu a colat e la x pe lângă a ori sin de x plus b ori cos de x, dacă x e mai mic strica 0 și x radical din x pătrat plus 1, dacă x mai mare sau egal cu 0. Problema e clasică, determinați parametrii a și b astfel încât f să fie derivabilă pe R. Știm că o funcție, dacă, ca să fie derivabilă, trebuie obligatoriu să fie continuă, da? Prin urmare, facem întâi continuitatea pe R. În primul rând, pe fiecare ramură, funcția este continuă și derivabilă, da? De ce? Pentru că sunt funcții elementare, combinații de exponențiale, funcții trigonometrice, aici polinome cu radical, da? Rămâne continuitatea în x egal cu 0 și avem limită din f de x când x urcă la 0, adică pentru mai mic ca 0, cât este? E la 0 face 1 ori a sin de 0 e 0, b ori cos de 0 care e 1, e b. Iar f de 0 la dreapta, care e egal cu limită când x tinde la 0 din f de x cu x mai mare ca 0, de ce? Că e definită pentru x și e egal cu 0, îți dă cât este egal cu 0. Prin urmare, observați odată b egal cu 0. Deci, da? Bun, b fiind egal cu 0, uite, ca să o simplific, poți să-l tai pe ăsta de aici, nu? Și lăsăm mai puțin. Dacă din moment ce l-am aflat, nu? Ce să mai muncim pe aia? Facem derivata. P f derivat este. Asta derivată vine a pe lângă. E la x derivat face e la x ori sin de x plus e la x nederivat sinus de x derivat face cos de x. Asta dacă x mai mic ca 0 și hai să o derivăm și pe asta. Păi x derivat e 1 ori radical plus x ori radicalul derivat, care înseamnă 1 pe 2 radical din x pătrat plus 1 și x pătrat plus 1 derivat 2x dacă x mai mare ca 0. V-am spus că pe bucățile astea funcția este derivabilă fiind elementară, deci asta există. Știm că dacă o funcție este continuă, ea ca să fie derivabilă într-un anume punct, trebuie derivata la stânga să fie egală cu derivata la dreapta. Derivata la stânga, ce înseamnă? Limita lui asta pentru x tinde la 0. Păi vine, a micia, sin de 0 e 0, cos de 0 e 0, cos de 0 e 1, e la 0 este 1. Deci f derivat la stânga este a. F derivat la dreapta. Observați, n-am mai pierdut timpul să mai aduc la același punct. Da, e pur și simplu valoarea 0. Ia, cât îți dă? 1 plus 0 pe ceva. Deci egal cu 1. Prin urmare, a mic trebuie să fie egal cu 1. Deci iată, a mic egal cu 1, b egal cu 0. A mic egal cu 1, b egal cu 0, răspuns corect D.